alineatul 5, articolul 135, prin alineatul 96, alineatul literale, de urgență numărul 57 din 37-2019, privind codul administrativ, privind prin următoare dispoziții, de data de urgență, cu actul și local, la ședință ordinară a Consiliului Local Comun și Face Mare, la sediul Cătălinul Cultural, din Comuna și Face Mare, cu participarea fizică a Consiliului Local. Proiect de ordine de zi cu ridicarea Comisiei de Specialitate, care le-a fost trimis realizarea proiectului de hotărâre și compartimentul de soluție analizată și produs rapoarte de specialitate. La acestea este cuprins în anexă la prezentă dispoziție parte integrală la acestea. Citesc cu organizii. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de Comună și Face Mare de Subacop pentru data 23.06.2021. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului specializat al primarul Comunei și Face Mare de Subacop. Inițiator domnul Vlasiu, primarul Comunei și Face Mare. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere numărul 6668 din 10-10-2017, încheiat între 10 Catolic 2015, serie Reștiu A.T. Comuna Ștefan cel Mare, proiect inițiat de domnul primar Vasilman, primarul Comunei cel Mare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizației armare la patrimoniul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Inițiatorul proiectului este primarul Comunei și Face Mare, domnul Vasilman. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului unității de culte religios cu arhia Tăchinaș, programul Înălțarea Domnului, din Comuna și Face Mare pentru anul 2021. Inițiatorul domnul Vasilman, primarul Comunei și Face Mare. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatul legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ștefan cel Mare pentru ședința Adunării Generale Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale Acționară a SECE Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Inițiatorul domnul primar Vasilman. Punctul 6. Diversii. Doamna din avem și diversii, nu? Nu e menționat aici, dar e menționat. La punctul... Supun la vot ordinea de zi cu tot cu direcție. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. A fost aprobat ordinea de zi. Eu mă abțin, fără diverse, dar nu se recupere. Restul sunt, da, sunt de acord. Dar ultimul punct, nu. Menționați domnul Cerciol. Deci fără diverse, vă luat restul. Așa se face. Dar deci, nu, că nu e trecut, eu nu sunt de acord. Ai citit ordinea de zi. Să supui la vot ordinea de zi. Exact. Dacă cineva dintre consilieri spune că vrea să mai adaugă ceva cu ordinea de zi, atunci să supui la vot propunerea consilierilor. Nu pot spui tu că supun la vot ordinea de zi împreună cu... Am văzut că s-au omis. Păi s-au omis, da. Dar supui la vot ordinea de zi. Cineva se sesizează. Supun la vot ordinea de zi. Nu fără, dacă mai... Nu știu, cineva dacă este împotrivă, spune de ce. Da, bă, mi-ar fi o ferată. Vine... Eu propun diversi la ordinea de zi, dacă... Păi după ce s-a pus la vot... Păi am spus prima dată la vot, a fost 11 consilieri din 12, cu totul diversi.
Și acum ați spus că să întorc înapoi la... Nu, să trebuie să țin inițiativ. Să așa diverse cele, dar să nu mai are legăt. Nu, să facem procedură. Nu, dar dacă mi-a spus procedură, exact că nu mi-a spus cum mi-a spus dumneavoastră procedură. Nu ți-a spus așa că te întorc după aia. Deci înainte... S-a supus la votul două cu diverse. 11 pentru și o acție. Nu, votul nu poate. Pentru că e legal. Păi eu am propus-o și diverse. Să nu sunt diverse, nu sunt... Cum? Nu sunt probleme de discutat la diverse, discutăm numai propunerile care... Când începe diferențe care le-a... Nu, mă, dar procedura... Deci nu are nimic nimeni împotriva diverse. Dar procedura asta care o faci cu domnul Dorla, hai să zic... Da, să mă dăzăm. ...pe partii 3. Și se vota pe partii 3 și după a vot diverse. Partii 3 care nu mai are 3 diverse. Nu. Înseamnă că și aici este o reprobantanță în dânsul... Hai să spune cu astea trei la urmă. Au trei, au intervenit între două. Așa. Dar ălea, bun, neavând material la dispoziție, ești și pentru ălea de două. Păi da, dar materialul informativ care mi s-a transmis... Da, deci n-ați terminat materialul pentru postul 5 ăsta cu stabilirea mandatului. Dar pentru celelalte, 4, ați primit materialele. 3. 4 nu s-a primit ei. Ați primit și pentru ăla 4. Din cauza că a venit, solicitarea, după ce i-am făcut noi prima... S-a primit la 4. Da, păi și în comunicarea care mi s-a primit, mi s-a primit și diverția, dar acolo și diverția. Aici, în materialul de astăzi, nu aveți. Nu aveți diverse în... În materialul care vreți să ați pentru la comunicare? Doamna Elena, nu aveți diverse? Nu. Nu aveți? Nu. Nu mai discutăm diverse. Nu aveți. Adică, dacă aș vrea să fie diverse, da. Pentru că este o situație cu inundația la Adriana, dar sunt multe, nu mai am. Nu discutăm. Da, așa. Dar noi am discutat diverse și la ședințele extraordinare, unde obligatoriu nu sunt diverse. Și am mai stat de vorbă. Și ne ferim acum. A fost o comisie. Comisiune. Dar, pentru că din cauza asta, un soț s-a pus la vot, cu tot cu tine. Deci, sunt 11 oameni cu un vot să abțină. Referent de aprobare la proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea aparatului de specialitate. Dar tu nu ai citit oamenii. Da, domnul. Eu să-l iau la rând. Să-l iau. Deci se propune. Se apropie regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarul comunului de Pacea Mare, conform anexei, care face parte integral din prezenta hotărâre. Începând cu data aprobării prezent, se aprobă prevederile anexei 1 din hotărârea Consiliului Local 65-25-2017, privind regulament de organizare și funcționare aparatului de specialitate al primarului comunului de Pacea Mare. Articolul 3, cu ducerea de prezenie a prezentei hotărâri, se prezentează primarul comunului de Pacea Mare cu o parte de specialitate. Păi propunerea asta. Păi, dar tu trebuia să întrebi Consiliul Local. Dar referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, are ceva de obiectat, ceva de comentat, ceva lămurit. Pentru că ei au citit ceea ce citește. Am primit doar punctul. Dacă ați citit doar primul, sunteți de acord? Dacă sunt de acord, dar nu ceva. Aveți ceva de lămurit? Dacă sunteți de acord. Deci asta trebuie să zică. Fiecare instituție trebuie să funcționeze și poate au un regulament pe care are funcționat. Are ce-o făcut conform hotărârii. Mă, pentru ce ai transformat la urmă? A fost conform hotărârii din 2007. Are o fost după legea 215 din 2001 cu administrația publică locală. Și acum regulamentul ăsta este după nou cod administrativ. Da, da, da.
Cu gravul în lansarea tot.
niște bani pentru partea de la Budimaș. Lucrările, cine este, cel mai bine poate să spună Costea la Gazi. Lucrările s-au terminat. Dar s-au finalizat cu o valoare mai mare decât acum. Da. Deci ar mai fi acolo vreo 29.000 și ceva, aproape 30.000 de achetat pentru construcția respectivă. Și pentru dotare, mai e necesar vreo 31.600 lei. Deci totalul... 61 și... Ce am zis? Dacă tot am început o lucrare, haideți să o terminăm. Ca să nu... Cred că este mai bine. Începem cu o parcurie. Un sat, am terminat-o, ne mutăm în altă parte. Da. O să mai fie la Nevoiești, la Bogdana s-a terminat la Bisericuța de Sus, o să mai fie pentru acoperiș. Și dacă avem posibilitatea să facem anul ăsta, o să facem anul ăsta. Dacă nu, o prindem pentru anul. Mai este la corp ceva, la Javrien, nu. La corp mai este ceva. Și ușor, ușor să-l facem pe toate și după aceea o să mai avem treabă cu, cu Javriene pentru putere. Asta e. Dacă ați zis că ați să pun la vot. Thank you.
Aceea este. Aceea copii. Cine are domnul ăla? Ăla a murit, ăla e unui plecat de... Un om. Un om murit, unul e plecat în balanță, de acolo are viața lui. Și ăla are un Sacaria acasă, e mai bun la putea mamă, Sacaria, are 80 de ani. Mergeau cu, cu apa până la plâmpul în... Pe cine are da. Acasă? E unul care, dar nu are comunul, nu care, ci e din oraș. Da. Și s-a despărțit ce stă la mamă sa. Dar nu e el. Cât ați văzut? El. Și nu e lucid, nu e mai mare. Ah, deci are trei în viață. Da, da. Trei în viață. Nu trebuie să vă dacă nu să faci ceva pentru lumea aia acolo, că trebuie așa să acolo. Sau dacă... Acolo, hai să vedem unde acolo. Hai să vedem. Deasupra satul, domnul primar, vreau știți foarte bine situația de la Răbiana cu mine apa de știu. Știu, doamne, mai bine decât bine. Dar de ce îmi vedeți să știți mai bine? Deci eu foarte bine, nu m-am stat acolo și continuă eu am fost acolo și nu mi-am stat acolo. Eu am fost acolo. Și am făcut smulte ca să o ajut pe mama să scoată deci am fost acolo. Da. Și știu mai bine situația de acolo decât din alții. Deci și dacă o fundat... Acum am luat măsură ca să știi toți părținieri. Deci multul lucrează de și ieri și astăzi lucrează pentru așa ceva. Dar dar e bine că se lucrează și nu pentru suflete de mamele. S-a făcut o greșeală, probabil. Eu îmi spun asta de 2008. Am căzut la o înțelegere cu cineva să fim pe pământul unui cetățean. Asta e problema. Și am căzut de acolo cu cetățeanul. Deci nu putem să intrăm pe terenul cuiva. Bine, nu știu asta. Și atunci? Familia Boșa. Dacă își făcea și pe ulița de unde vine apa... Nu are posibilitate, nu are posibilitate. Nu, dar are trei băieți care se pune sub salariu. Și dacă nu, da, nu se vine la ea. Ce era în loc copii? Da? Domnul primar, eu am o propunere. Dacă mă lăsați ca să discut sau să vedem, dacă există DNA-ul legal, probabil îl bat câmpii. Atât, dacă v-ați dă, nu mai spun. Păi da. Dacă mi-aș poștie, nu-ți bați câmpii. Vedeți că eu încerc să-mi pui spumă în gură. Nu! Tot timpul. Dacă spui că să-ți bați câmpii. Adică dar știu, ascultați câmpii. Să vedem dacă legea îi permite treaba asta. Și eu cred că nu are nimic cum îi permite legea. Pentru binele comunității. Noi putem lua o hotărâre din Consiliul Local, după o consultare cu cetățenii. Care iau terenuri în zona respectivă să facem împrejurul. Nu numai la satul Răgeală. Că pe timpul comuniștilor avea grijă de oameni. Acum, din cauza că s-a mutat din proprietate de stat în proprietate privată, sunt mai mulți proprietari, știm despre ce este vorba. Și poate să putem la o hotărâre din noastră local să expropriem niște proprietari din care pentru 100-200 de metri pătrați sau cât sunt acolo, 5 metri pătrați, să le dăm în altă parte. Deci, dacă s-au spus, s-au supărat la asta, pe asta, pe orice expropriere se face pe hotărâri din guvern. Nu ajungem noi acolo. Nu știu, domnule primar, eu asta nu e cum așa ne concep și așa ne concep în lumea normală, lumea pe care noi nu avem drept. Dar eu sunt aromat, dacă Răgeala, aveți 20 de ani, eu sunteți de mare. Știți să vezi la tendenții cu toate. Da. Dar ce te oprești? Că de ce te oprești nu știi bine? Eu am sediciu, eu am sediciu. Dar de ce sunt bune? Deci pentru mine din comunități.
că e. Nu, nu tot. Așa e foarte. Legea de administrație teritorială, nu trebuie să facă nimic. Nici pomitul nu e o problemă. Problema e. Am văzut o groază de preturi care s-au strâns noaptea
și au dat șanțuri și apa a ieșit din stradă, au intrat în curți. Păi cine este vinovat? În condițiile în care acum de ani de zile se strâng toate gunoaiele, petrole, sunt containere speciale pentru petrol. Cine le duce prin dealul și le aruncă aiurea? Și tot noi ne plângem. Și la mine a intrat apa în curte. De cine să mă ia? Din poliția locală. Da, să vină poliția locală să purifice podul, nu știu cum sau... Nu se pune cu podul. Au poliția locală în momentul când l-a văzut la urmă cineva un pic. Problema se pune. Poliția locală trebuie să stea să păzească. Deci se pune cu sancțiuni. A, tu ai văzut vadă cu arunca cineva pieturile alea? Nu am. Că dacă aș avea, mă ajut eu la poliția locală și aș spune. N-am văzut pe domnul aruncând. Așa. Este foarte ușor. De fapt, nu vine ideea mea de poliția locală. Poate aruncă. I-am dus când... Nu este chiar așa simplu. Cantitatea de apă a fost imensă. Imensă. Nu vorbiți aici. Așa că destul de discutăm serios. Nu ai imensă. Deci, trebuie să la televizor. Să vedeți cum au rămas doar în casă, au rămas doar în bunuri. La păstrarea sau cum să vezi ce se face. Deci, bă, dar problema voi de-a dat la curte. Păi, de-a dat la curte, ajutăm că m-a ajutat de fiecare dată să scoate bunuri din curte. Da. Păi, intrat în casă la femeie, toate trei camere, nu pot scrie. Nimeni nu sunt bucură, doamnă, de așa ceva, dar trebuie să găsim soluții. Asta e problema. Și soluțiile nu le facem singur. Hai să dăm vina numai pe primării, pe cine se ocupă. Inclusiv oamenii sunt vinovați. Domnul Ignață, da, dar noi suntem aici ca să găsim soluții. Da, da, de asta aruncăm să găsim o soluție. Tu ești vinovat. Apropo, părerea mea, că tu ești vinovat, că se strânge apă la tine. Tu ai spus, că Rădeana, acolo, oamenii nu știu că ești consilier de aia de capul sapului. Am fost, v-am trimis misiunii în pântru prima dată, că eram într-o comandă. Să bată în spiegi este vorba, dar când ai vorba. Uite, iar aia sunt mari, iar nu trebuie din sat. Aia sunt mari, trebuie din cer de sat. Deci tu nu sunt președinte de partid. La partidul meu. Și ce vreau la partidul cu inundații? Păi, da, am și eu. Băieții mei care îi trimit acolo, da? Dacă am încheiat. Am încheiat, corect. Da, să dau. Domnul Mara, avem la Ciubiești probleme. Pe partea aia la un subăgat de drept, nu a făcut s-o rugă la... cum îi spune familia aia acolo, la... La Boasca. Nu la Boasca, aici. Nu la Boasca, asta, la Lucan Bar, mai la Cicio? Nu, acolo, nu... Bine, nu, la Boasca, de unde? La, de la Lucan Bar. Pe Lucan Bar, mai sus. A, pe Lucan Bar, la s-o rugă râpa. Deci, pe... La oamenii aia, trebuie făcut drumul când nu îți dă-o. Deci a fost acolo, nu se poate circula decât cu piciorul. Mai ies la genunchiul pădurarul, la baletul la fel. Nu știu s-a întâmplat acolo, a ajuns la genunchiul pădurarul, poți. Așa a ce? Rău, eu pun toată apa de pe deal, să găsim o soluție acolo, stăm de vot cu lumea, să facem o șansă. Că eu venit tot la fel, femeia, eu nu la deci, nu la tot. Unde faci șansă acolo? Deci apa care vine de la tantigenă? Da. Unde faci șansă? Spune și mie, unde faci șansă? Știi că e problemă, plec un tub de drenare, nu știu, trebuie să veniți acolo, să vedem ce putem. Nu-mi faci așa mea, plângeau. Bă, spune, eu ce am vorbit, să discutăm probleme obiective. Da, așa și care au și o rezolvare. Unde faci tu șanța? O văd o dată șanța acolo? A fost partea unei erdache cândva. Unde? Partea unei erdache, așa, unei întâlnați acolo. Poți era șansă. Așa. Dar tot s-o balasta, dar nu au venit. Păi, vedeți, asta e problemă. Ori s-o pus balasta în asta și iată problemă, ori s-o să faci tot în sână. Și atunci, dacă faci cu imalat, nu-i bine, dacă nu, dacă zăp, ia și bine. Deci, acolo, dacă trebuie să faci așa, nu-ți dă băie nici ori dacă e nici altă. Asta e. Da, dar trebuie ajutat și femeia, nu? Corect. Deci, eu am spus, trebuie mers acolo și găsesc soluții. Dar acum, principalul, să facem la Ciupești, la oamenii. Pe colț acolo, că acolo nu se face cu adică pe ceva. Acolo a aruncat crengile, gine de lucruri. Păi, dorule, nu știu de ce nu a aruncat crengile. Ăla, le-am tras mes deja, că aia am văzut cu noi. Știți cum e acolo, pe Ciupești? Exact cum e Pilivadă, drumul principal. Și ăsta care coboară pe la Cioța. Deci, ăsta ce spun el, e cum ar fi drumul care coboară pe la Cioța. Și vine apa, vine apa. Așa. Dar au cale de acces pe drumul celălalt? Pe drumul principal? Da. Au, nu? Deci am unul până pe colț acolo sus. Băi, domnule, acolo 32 de ani. Era o uliță acolo. 32 de ani, acolo
Atunci te-ai născut? Da. Ei, eu mergeam pe drumul ăla unui spui trupier cu afântul. Da, da, da. Da, a fost un ascult, un pastor de moare. Mergeam cu piciorul. Era o cărare, nu era nimic acolo. Da, au fost cărare. Era nimic acolo. Dumneavoastră sau... Drumul ăla l-am făcut eu de când sunt primar. L-am făcut drumul. Dar la fiecare educație se întâmplă acolo, chiar de pe care... Dacă tu știi, în 2005, când s-o rupt la fântână și am băgat bulldozer acolo, după aceea cu bulldozerul, de nu cu bulldozer, nu cu autogrezul, cu bulldozerul, am făcut drumul până sus. Și l-am întreținut, dar când puneau creșca să nu se mai ducă în dreapta sau pe stânga când te urci, așa venea tot oamenii, înfundau acolo și venea apa pe drum. Deci eu le-am dar acum, nu putem, până că nu se usucă. Da, acum sunt drumul. Nu poți, acolo e... Știi cum este? Da, da, da. Dar este drumul, au cale de acces oameni. Nu, da, nu spui, nu spui că n-au... Bun? Dar nu trebuie să-i fug la casă. La ce? La de trei case. Dar bă, adică nu bar nu s-a făcut, dacă nu știu. Știi că s-a făcut, până la dar la dealul sunt mai o familie acolo. Păi, dar nu spune trei case, nu e o familie. Nu, dar sunt de era să parte de la roșu. Da, 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 de la roșu la dealul. Da. Acolo e problema mai mare. Da, dar lucrează tu pe noroc. Nu, acum s-a dezvoltat. Și la gelul va acolo la dealul, vine cu unul cu greu. Să fii convins de acolo, cu poate s-a alăturat de dealul cu tablocul. Dar trebuie vine cu bulldog. Să radă în lea să se răzduce alea de altă, să se răzduce alea de altă. Am înțeles, noi am fost problema care e. Luni au fost sărbătoare. Da, au fost sărbătoare. Așa, noi luni am băgat autogrezul pe la Brâncioară. Și noi am fost sărbătoare. Și eu și el am fost amândoi și eu am mâncat pe la Brâncioară. Deci nu că nu au fost aceasta. Aia a fost o problemă urgentă, chiar dacă era moarit, că nu se putea merge nici o pește. Da, da, era. Ne-am întâlnit cu mine acolo. Ne-am întâlnit cu mine acolo. Era.
pus mereu acolo și mi-am spus, băi, băi, de ce pe Facebook acolo de Spania? Ori intrați pe partea asta la mine din țară, nu vorbim acolo la iubare. Că nu mai aveți cu mine, ca să vă rupiți aici și mine am mai surmată. Dar la mine acolo, exact la mine de porti cum e, sunt din grădina mea sau pe negră, era, nu? Era obligat, domnule, bunicul avea o blonă. Și făcea, o făcut șans din surmarea asta, făcea cu rău iată. Acum, pe plicul, tot o poți să vea, așa au pus-o acolo, nu știu, uite, plicul, o dărma ca de lumea, nu m-am dărma ca de o... După acoperiți-o, nu te-a lipsit, mă, băi, băi, tu ai infundat de pe asta, cum e dragă să ducea pe asta? Noi trebuie să ținem și să menținem șantul ăsta. Problema este că s-a făcut greu acasă, din bol. În regăție era acasă, acolo, se ducea apa, cum am curând. Acum, de-o acolo, terminul ăla. Nici nu știu cum dragă să o să procedeze. Acolo, tot așa, o să mai intervenim în cazul bucăților la deal. La deal, să mai facem șantul. Și ea se împlește, se ducă în stânga dreapta, ca să nu mai vină... Și tot între bucata noastră, acum o cumpără în Claifoia. Era șantul în primara acolo, dar mie se arătă în pădure. Uite, că ai ducea la pădure. Da. Era șant. Și acum i-au pus prun. Au pus prun și au pus acolo. Da. Am vrut să facem șanța așa acolo. Da. Și am primit reclamații. Da. Mi-au făcut reclamații la Transelectrica. Da. Că îi destabilizăm stâlpul ăla. Nu e adevărat, domnule. Atunci vine apa pe drum. Am venit de la Transelectrica. Am primit adrese de la Transelectrica. Să nu ne apucăm să facem noi. Lăsăm apa. Lăsăm apa ca aia. Deci, voiam să punem o țeavă cu care unii traversează drumul. Așa? Pe sub stâlpul, pe acolo, pe el. Nu pe sub stâlpul, am vrut să ne ducem pe lateral, să vrut să zic că destabilizăm... Păi știi, dar sunt unii dacă să-l fac. Și o duce, bă, e un bat acolo, e... Băi, mă, dar vezi să-ți arăt că nu a fost apa de tine. Noi ziceam acum în stățară. Dacă noi nu lăsăm apa la viitura de lucrurile făcut, doar putea să fie de ani, noi acum, dacă o schimbăm, n-am făcut absolut nimic. Problema este că trebuie, acolo vreau pus flori, acolo nu am nimic cu nimeni. E treaba lor. O pus prun și-o închis. Deci era șansă făcut, deci am noi toți oamenii, când eram copiii din ei, noi erau părinții acasă, ne duceam pe sapiri și lăsăm apa să ducă pădure acolo. Pe urmă, pădure se mai dispersa, se mai zicea. Acum, dacă eu o pus prun acolo și-o scut așa, nu la revedere. Hai să o punem pe bucata la mine. Eu fac și pe bucata la mine. Problema apa nu se duce la diavol. Tot acolo se duce. Să se pun. Soluția asta este, facem șansul capul bucăților, vine apa pe șans și după aceea se împarte. Vine pe drumul ăsta de la... Așa era. O pași și eu vinea să ducea la urmă. Deci era bun atât de atât acolo, eu săream în căruțele cu fân de la colectiv, cu băi, de la fie rături, eu săream atât de atât că era răba aia. Nu mai ducea apa într-o parte, nu mai de răba pe nimeni. Dar bătrânii tot timpul făceau, când i-a spălat, toți ei trebuia să iasă în grădini. Și părea că e ca nimic lui. Dar asta, ce ne spunea? Tu spuneai că pe timpul Ceaușescu se făcea. Timpul Ceaușescu era atelierul statului și făcea rândul pe unde-i voia, ducea apa pe unde-i voia. Uite la Bătinaș, de ce nu sunt probleme? Că acum am făcut ce avem. S-au făcut până scoate, dar cu 2-3 ani. Acum 2-3 ani, de mult, nu 2-3 ani, de mult din făcut. Sorin și-o sacrificat vreo 2-3 hectare de teren, gălare la rentă, și-o canalizat apa, nu mai vine prin sat, o canalizat apa pe terenul lui. Așa că de făcut și în altă părăță. Deci, dar nu s-au încercat ceva noastră. Cu omul încercat, cu omul la noi și la, de la canalul ăsta de aici, canalul de aici. Și acum,
S-o vorbim aici. Da. Și poți să o rup, chiar să o rup cu mâna. Asta vorbeam cu Titic, el e prieten cu Neghină. Dar nu vrea, adică noi să facem. Nu, dar m-a făcut, m-a făcut, acum ar trebui luați. Și întrebați, noi acolo când o să facem și o casă acolo, a fost un dicru. Deci, era așa cum a fost. 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 Așa ar trebui să pună pe drum? Nu, trebuie canalizat. Nici, nu sunt avocatul Neghină, nu sunt avocatul Odeștiu. Nu, dar eu sunt din punctul meu de vedere. Deci trebuie mașina până la vară, da? Păi, dar noi dacă o să trebuie să luăm atitudini, să facem vârâul pic, să facem vârâul care este în baie. Nu a fost în aminte, din băgarea țelii de anul. Dar cred că doar